pagini de Pateric. De la Sfântul Efrem. A ajunge mai înainte de toți la biserică, bun lucru și mântuitor este, dar a ieși din biserică mai înainte de otpust, fără mare nevoie, vătămător și pierzător este. Deci tu, iubite, ca să te folosești, așteaptă și ascultă dumnezeieștile scripturi, că precum în zăduf un pahar cu apă rece de grab este primit de omul călător, așa și dumnezeieștile cuvinte rourează sufletul. De voiești să auzi, așteaptă și de vei auzi, înțelept vei fi. Iar dacă cu greu suferi răbdarea de a auzi cuvântul, nu cu atât mai vârtos vei săvârși fapta. Deci, de aici să te cunoști pe tine dacă ești leneș, iar intrând în casa Domnului, toată răspândirea să se depărteze de la cugetul nostru, iar omul nostru cel din lăuntru să se îndeletnicească într-o rugăciune, iar mintea noastră să nu se tulbure de gânduri străine, să cunoaștem înaintea cui stăm la rugăciune și tot sufletul nostru și inima noastră să fie umilindu-se către dânsul și nimic altceva nălucind. Înțelege pilda aceasta. Dacă luând cineva o legătură de argint în mâna sa, se va duce la bâlci ca să cumpere boi, oare la porci va lua aminte? Iar dacă voiește să cumpere măgari, oare se va uita la câini? Tot așa și cugetul lui se va lipi numai de cele ce poftește, socotindu-le numai pe acelea, ca nu cumva înșelându-se să piardă în zadar argintul din mâini. Așa și noi, când intrăm în sfânta casă, înaintea lui Dumnezeu să stăm și toată gândirea noastră numai la dânsul să fie și pe cele ale lui să le cugetăm și să le închipuim, ca și mântuirea noastră de aici să o neguțătorim și bunătățile cele cerești să le dobândim. Și nici cu vorba să nu ne abatem cu aproapele, căci în loc să-l îmblânzim pe făcătorul cerului și al pământului, ne vom afla întărâtându-l. Căci așa cum cineva, stând și vorbind cu împăratul, dar ar fi fost chemat de vreun împreună rob, va lăsa minunata și slăvita vorbire cu împăratul și, întorcându-se, va vorbi cu cel împreună slugă, de sine ocărăște pe împăratul și, în fricoșătoare urgie de la acela, își pricinuiește. Tot așa și cel ce vorbește în vremea cântării sau a rugăciunii. Deci, datori suntem ca în chipul în care îngerii, cu mult cu tremur stând, săvârșesc laudă ziditorului, așa și noi să stăm la cântare. Iar dacă fratele cel ce stă lângă tine, fiind poate neputincios cu trupul, tușește sau se mișcă, nu te supăra pe dânsul, ci adu-ți aminte că mulți s-au dat pe sine spre slujirea bolnavilor și a buboșilor, ca dintr-o aceasta mulți să câștige, cu fapta învățându-se dragostea și milostivirea. Și tu, ca cel ce ești cu același trup înfășurat, aproape ești de neputințe ca acestea, deși acum, cu iubirea de oameni a lui Dumnezeu, ești sănătos cu trupul. Pentru aceea, nu te înălța asupra celui neputincios, ci teme-te ca să nu pătimești aceleași sau mai rele decât acelea și întărește-te pe tine cu milostivirea cea către fratele tău.